Este important pentru ca companiile private și organizațiile non-profit să adere la România Sustenabilă, la Coaliția România Sustenabilă, pentru că toate temele coaliției ne privesc. Hope and Homes for Children este parte din Coaliția România Sustenabilă pentru că cel puțin trei teme se suprapun perfect cu misiunea Hope and Homes for Children. Reducerea disparităților, zero foamete, fără sărăcie, astea sunt lucrurile care ne privesc pe noi, dar toate celelalte teme ne privesc pe toți la nivel de societate. Cu toții vrem o educație mai bună, un sistem de sănătate mai bun, tot ceea ce, toate temele pe care Coaliția și le-a asumat sunt lucruri, sunt teme pe care ne privesc pe noi toți la nivel societate. Hope and Homes for Children invită celelalte organizații non-profit și companii private să se alăture Coaliției România Sustenabilă, pentru că avem cu toții o responsabilitate să construim un viitor durabil, replicabil. Hope and Homes for Children construiește, de exemplu, case de peste 20 de ani. Cele 110 case de tip familial pe care noi le-am construit fac parte acum din infrastructura protecției copilului în România. Și atunci avem cu toții această responsabilitate să construim un viitor care e durabil și replicabil. Asta e ceva ce ne privește pe toți. Coaliția România Sustenabilă este importantă pentru Hope and Homes for Children pentru că misiunea coaliției, aceea de a pregăti România pentru ca să adere și să împlinească cele 17 obiective pe care ni le-am asumat în fața ONU, parte din misiunea asta a coaliției se suprapune cu misiunea Fundației Hope and Homes for Children. În mod particular, noi ne dorim reforma sistemică a ceea ce înseamnă protecția copilului în România la acest moment, dar Coaliția România Sustenabilă își dorește o reformă sistemică ale mai multor sisteme și atunci suprapunerea asta este cât se poate de naturală. Thank you.